Angajații Agenției de Îmbunătățiri Funciare Vaslui au fost cu toții la plantat puieți. După o zi de muncă, directorul unității și-a invitat salariații la o petrecere. Grătarele s-au încins și au fost stropite din belșug cu vin și țuică. Înfierbântați de alcool, angajații s-au luat însă la bătaie. Și-au cărat pumni și picioare și nu a scăpat nici directorul unității. Dar cel mai șifonat a ieșit un inginer care a ajuns la unitatea de primiri urgențe. Acum bărbatul spune că își va scoate certificat medico-legal și va acționa în instanță pe colegii bătăuși. Între timp, conducerea centrală a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare a anunțat că va demara un control la Vaslui.